Costică, dormi, dormi? Soacră mea. Costică! A, ce e, 5? Nu, e 2. La 133 de ani de la nașterea marelui actor, autoritățile locale au comemorat momentul printr-o activitate amplă dedicată reușitelor sale actoricești. Publicul spectator a avut posibilitatea să afle informații despre viața și opera celebrului cupletist, dar și să revadă în interpretarea lui Daniel Busuioc, actor al Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași, câteva dintre cupletele renumite ale lui Constantin Tănase. La acțiune au participat însă și actori amatori locali care s-au întrecut în intervenții artistice. Când campanele întoi și spomeni nenumărate, dragii noștri candidați, ca să pară mai de soi, ne oferă miși, cârnos, bir, zahăr și uloi. Iar când după așteptare lungă și cu oscilații au venit și ziua în care să aleagă candidații, fără multe inhibiții, îi soltează ca la carte. Bagă în urmă favoriții, iar pe restul, în altă parte. Dorim să aniversăm 133 de ani de la nașterea marelui actor Constantin Tănase, un vasluian pe care cu toții îl prețuim. Teatrul e o preocupare permanentă a autorităților și a celor care se ocupă de cultură, că ne dorim să arătăm lumii că existăm pe plan cultural și că tot ce este vasluian nu moare. Momentul a prilejuit și organizarea unei expoziții de carte umoristică asigurată de către Biblioteca Județeană Nicolae Emilescu Spătaru. Biblioteca Județeană Nicolae Emilescu Spătaru Vaslui este depozitarul celei mai însemnate colecții de cărți de umor din România. În decursul celor aproape 42 de ani de acum de Festival al Umorului, am reușit să strângem tot ce a apărut mai important, mai bun, mai prețios în domeniul umorului, literaturii umoristice. Am venit la acțiunea de astăzi, la 133 de ani de la nașterea lui Constantin Tănase, cu o parte din colecția însemnată, bogată, pe care noi o avem la bibliotecă. Este doar un semnal pentru cei care își mai găsesc timp pentru literatură, este doar un semnal pentru cei care doresc să ne calce pragul și, de ce nu, să-și descrețească frunțile lecturând umor. Constantin Tănase este cunoscut ca fiind o figură cheie a Teatrului de Revistă Românesc. Anul următor, la Casa de Cultură, va fi organizată o nouă ediție a Festivalului Internațional de Umor Constantin Tănase.